Dimineața 6:30. Ne-am trezit puțin mai devreme să mergem până la stația de bus să vedem dacă găsim alt mijloc de transport care să ne ducă până la graniță. La prima stregare am găsit la hotel cu 30, dar poate găsim aici cu 20-25. Înviorarea de dimineață, 1 kilometru pe jos. Nu prea există nicio variantă decât taxiul care e 80. Deci cea mai bună e varianta de la hotel. Luăm niște banane. Mașina a așteptat busul, sau mașina să vină să ne ia și n-a venit nimeni. A trecut acest om de 2 ori și până la urmă ne-a luat. Așteptat să vină un bus sau o mașină, n-a venit nimeni. Faza e că până la ora 8 trebuie să ajungi la graniță, că dacă ajungi mai târziu nu mai te las să intri și eu doar un singur ferry la 9 dimineața. La recepție nu era nimeni și a venit omul, s-a dat 2 ture și până la urmă a zis că ne ia cu 300. Că cineva vrea mijloc de transport, omul merge de aici în orice zonă. Mă ascult o melodie română, dacă vă vine să credeți. În Suriname. Romanian. This is which language? Which language is this? Romanian. Oh, Romanian. Ferry spre Guyana. Am ajuns la ferry. Good. Good. Trebuie să fii la 8 dimineața. Zona asta, Nickerie, este zonă producătoare de orez și de banane. Un pământ poți face 3 plantații pe an și poți face un profit de 6.000 de euro pe an, din ce am înțeles de la șofer. Dintr-un hectar mi-a zis că poți scoate 100 de saci de orez de 50 de kg fiecare. Ora 8 se deschide. Bă, că ai nevoie și de Yellow Fever. Așteptăm pașapoartele, am plătit taxa. Taxa de trecut costă 570 și ceva, aproape 600. 600 care înseamnă vreo 15-16 dolari. Încă așteptăm, e aproape ora 10, nu ne-au dat pașapoarte, ne așteptăm biletul de ferry. A durat ceva, am stat o oră jumătate, trebuie să lași pașaportul, după îți dă un bun, aștepți. Am așteptat o oră jumătate, am lăsat prima oră pașaportul, am plătit biletul de ferry, după care a trebuit să stăm în acea sală să mi se dea înapoi pașaportul, pentru că mai întâi este verificat și biletul de ferry este scos la imprimantă. Toată lumea trebuie să aștepte, s-a format o mare coadă, iar după o oră mi-a înapoiat pașaportul, am pus ștampila de ieșire din Suriname și așteptăm îmbarcarea. Avem tichetul de ferry, o cafetărie, iar vis-a-vis un duty free. Hai să dăm o raită la duty free, să vedem. Și putem să ne luăm aur, diamante. Cățelul a trecut fără niciun control. Mare reducere, nu? De la 7,20 euro la 8 dolari. Costă 37 de dolari. E făcut mare boss, da? Wow, sunt ca lumea. 140. 500 de vase. 300 de vase, fresh. Duty free. Ultima șansă, 3100 $. Louis al 13-lea. Hai mă, să luăm, să salvăm. Lamborghini? Sau ceva cu cristale? Trebuie să ai răbdare, că durează cam 2 ore. Dusterul. Exact, este arăt. Da? Da. Întorc mașinile. Mai întâi mașinile, după aia pietonii. Suriname. Adio, Suriname. Guyana. Fără cazare, fără nimic. Foarte puțin bani schimbați. 45 € schimbați. Nu, în față, în față, vină încoace, vină încoace. Ne-am instalat pe barcă. Pe locurile de mașină. Când te urci pe ferry, dă un formular pe care trebuie să-l completezi. Cu datele tale, cât timp stai și adresa din Guyana. Stăm aproape de o oră în barca asta și încă nu a pornit. Ora 11. De la 6 de dimineață. S-a stricat barca. Așteptăm să o repare. Adio, Suriname. Am așteptat o oră jumate până au reparat barca. Suntem la jumatea drumului, în stânga Suriname, în dreapta Guyana. De la 6 dimineața, după 7, 9, 10, 11, de 7 ore, 6 ore. Și maratonul care ajunge la graniță mai rapid, la punctul de frontieră. Din cauza că n-am luat viza online, am crezut că se duce aici la graniță, mi-au dat doar 2 zile. Am intrat în Guyana, avem doar 2 zile la dispoziție să ieșim. România Britanică. România Britanică. Unde? Guyana. Guyana. Hai să vedem. Unde? Avem 2 zile să ajungem 800 de km până la graniță cu Brazil. Am găsit o mașină în care să ne ducă până în Georgetown cu 20 de euro de persoană. Sunt cam 4 ore. Plouă, a plouat drumul. Ora 4, n-am mâncat nimic de dimineața, de la 6 dimineața. Ținem Ramadanul. Ramadan care e? Ramadanul Mubarak. Mai sunt 2 zile din Ramadan, azi și mâine. Un om pe care trebuie să-l lase, nu găsește hotelul și acum a aflat că s-a cancelat rezervarea.